ce faci aici? Ce frumusețe de pește! Bravo, Petre! Bravo, Petre! Bună dimineața, dragii noștri! Astăzi vă propunem să vizionați un vlog făcut pe Balta Bila 2. Am hotărât în urma unei partide avute aici cu o gașcă, să spunem, foarte frumoasă de fete pescărițe. Am hotărât cu soțul meu să venim amândoi la pescuit. Am primit vizita și unei prietene dragi aseară. Noi suntem veniți de ieri. Partida este de 36 de ore. Am dormit la căbănuță. Are căbănuță aici. De fapt, nu au căbănuțe peste tot. Au aici, în partea din spatea bălții. A fost foarte bine. A fost cald. Ne-am luat butelia cu arzător. Un arzător special pentru camping. Ieri a bătut vântul foarte tare. Dar pe seară s-a liniștit și au început trăsăturile. Să sperăm că și astăzi vom avea o zi superbă. Ieri a fost foarte frumos, chiar dacă a bătut vântul. A fost frumos. Este o baltă superbă aici. Și n-ai cum să te plictisești. Este foarte frumos, foarte sălbatic, așa mi se pare. Am înțeles că aici se țin foarte multe concursuri pe această baltă. Dar la trecută, când am fost cu fetele, am prins foarte mulți pești. Vă las să vizionați acest videoclip. Sper să vă placă. Și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Este gratuit pentru cei care nu știu. Pentru că sunt multe persoane care nu știu lucrul ăsta. Cred că abonamentul sau abonatul de pe YouTube costă. Nu costă nimic, este gratuit. Doar ne ajută pe noi, cei care suntem, care avem canale active, ne ajută să creștem pe YouTube. Și de ce nu să dați un like? Sper să vă placă. Nu ne-a plăcut foarte mult până acum. Fericitări, tati. Până la urmă tot la feeder l-am prins, a? Da. Hai să-l eliberăm, că a rămas și fără micioc. A intrat, a rămas... Ne-a căzut miciocul în apă. De ce la peștele, deci cu așa ceva. Da. Și-a luat bani. Fericitări, tati. Ce-a plecat? Ce faci aici? 6. 6 faci? Măsor. Până unde ești lipsat? Se lasă, nu se lasă greu? O singură? E mic?
usuroasă. Pe salontă, cred că. Doar că așa am văzut. Da, 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 să văd. Da, capul până la urmă, să vezi. Nu. Da, la mine ești mic. Nu să mă taci, să-mi iau singură, că e mic. Da, dacă nu cap, nu e nimic, trebuie să-mi văd. Sunt nicio gulă de când asta. Aaaa, s-a ajuns greu. A, nu, nu, firul, firul, da. Ia să vedem. Dăm cu un pic de spray. Are aici o bubiță. Uite. În guriță. Deschide gura. Gura mare. I-am dat. Hai, la apă cu el. Uite, filmează. Vreau, mă, felicitări! Ești, bă, 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 bă
Ce ceva. Hai că aduc cântarul. Aveți cântar? Da, l-a aduc din mașină. Da, nu știu cu tine ăla, că e de la dărăpitor. Ușor, ușor. Da, e rău, da. Aha, vei, dar l-ai adus repede. Nu s-a obosit. Ce vorbe? Și capul înainte. Da, capul faci. Ui, a plecat! Bravo, tati, este văd. Bravo, felicitări. Aute, încă unul la feeder. Băi, tati, băi, ce le faci, mă, tati? Felicitări! Este acolo?
Bravo, tati. One week later. One week later. Cam cât crezi că are? Știi, hai după 10 kg. 10? 10 kg. Da? Da. Ce frumușele. Nu putem cântări? Avem cântări acum. Da. Aduc? Păi da. Tai. 9 kg. Da. Și ăsta are și el 1 kg jumătate, cred. Da. Auză. Șalobanu. Foarte frumos peștele.
Cât are? 10.500. Uuu, pe am vrut să-l fi călut. Da. Dar nu am luat tarele astea. Hai, las că o luăm după aia. Ce frumusețe de pești! Foarte frumos! Super! Hai la apă cu tine, gata! Uite ce frumos e! L-am luat! Ai luat? Băi, mare e! Poate șorobanul. Eliberarea. Foarte frumos peștere. 7 kg jumate cam cântărit. Deschide-i. Așa. Ia uite. Ia uite ce a plecat. Bravo, mami. Deci treci. Ne apropiem de sfârșitul partidei. De 36 de ore. A fost un succes. Datorită Monicăi. Că a venit și ne-a ajutat. A fost drăguță. Cunoaște foarte bine balta asta. Bine, cunoaște foarte multe despre pescuit. Da, știe cu ce să mănâncă. Da, știe cu ce să mănâncă. A fost o ieșire superbă. Am prins pește, ne-am delectat cu bunătățuri. Plecăm cu 5 kg în plus. A venit Monica și cu plăcintă și cu chec. Ce să mai? Ne-am făcut de cap.
Da, după cum vă spuneam, una peste alta a fost extraordinar de frumos. Merită să faceți... Boate superbe. Bupești extraordinar. Da. Da. Văd că ți-a plăcut foarte mult. Da, una mai frumoasă ca alta. Capturile, deci m-am impresionat foarte mult pește. Starea lor de sănătate. Da. Și am să reții asta de pește, asta de exemplu. Da. Da, am fi vrut să reținem, pentru că aici ai voie să și reții pește. Crap până în 5 kg și caras nelimitat, am înțeles. Da, bine, contracost. Carasul este 15 lei kilogramă și crapul 25 de lei kilogramă. Am fi avut ocazia să păstrăm, dar ne-a fost milă să păstrăm. Da, dar aici raportul între ei invers proporțional. Sunt mai mulți crap decât caraș. Da, da. Caraș noi n-am prins niciunul. Am prins foarte mulți ciortani la feeder. Vă recomandăm și vouă să veniți aici să faceți o partidă de pescuit. Merită toți banii. Da, merită toți banii, da. Ce să vă zic? Până data viitoare, aveți grijă de voi, de natură, de familie și nu uitați să ieșiți, să vă plimbați, să stați cât mai mult în aer liber. Vă pupăm și fire întinse!